Bună seara și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm despre proiectele pe care le are în desfășurare Teatrul Colibri pentru anul 2018. Alături de noi, Adriana Teodorescu, manager Teatrul Colibri din Craiova. Îți mulțumesc, Adriana, că ne ești alături. Și eu vă mulțumesc vouă, la mulți ani că nu ne-am văzut anul acesta și să aveți un an minunat și vă așteptăm alături de noi cum ați făcut-o și în 2017 și știu că o veți face. Pentru că ne dați motive de fiecare dată. Ne dați proiecte frumoase care merită pe de o parte a fi mediatizate și pe de altă parte merită ca locuitorii Craiovei să știe de ele și să vină alături de voi să-și ia acea doză de copilărie, de tinerețe, de frumos, de poveste. Le suntem datori, pentru că noi existăm datorită lor, adică datorită comunității craiovene. Noi suntem susținuți de craioveni, așa că, într-un fel, trebuie să întoarcem acest gest pe care ei îl fac față de noi. Nu știu dacă ne iese întotdeauna, dar, mă rog, cel puțin la nivel de intenție, întotdeauna ne dorim să-i mulțumim. 2017 a fost un an plin pentru voi, care s-a concretizat și prin premii, prin recunoaștere până la urmă, dar și prin bucuria copiilor și a celor mai puțin copii, dar care încă au până la urmă acea doză de frumusețe în suflet și se pot bucura de spectacolele de la teatru pentru păpuși. Da, deși a fost un an greu. Pentru noi a fost, eu cel puțin l-am resimțit ca unul dintre cei mai grei ani. Paradoxal, nu aș fi avut de ce, dar probabil pentru faptul că a fost un an foarte plin, cum spuneai și tu, arhiplin pe alocuri, cele 130 de reprezentații ale trupei noastre care au avut loc atât la sediu cât și în festivaluri și câteva deplasări în regim de turneu sau ca invitați în anumite zone ale țării. 130 de reprezentări în 365 de zile. Da, și acum dacă punem la socoteală și concediu legal de odihnă, practic, de fapt rămân cam 10 luni, 9 luni și ceva, cam așa rămân, cu câteva zile libere, cu o vacanță, cu o vacanță de Paști, de Crăciun, cu aceste zile libere, cam în 9 luni, să zicem, că s-a întâmplat acest număr. Dar, da, poate părea mic acest număr de 130 de reprezentații. N-aș spune, pentru că reprezentația presupune o întreagă pregătire în spate. Nu e ca și cum am venit la servici și ne-am, nu știu, am face șurubul, ziua și șurub. E foarte adevărat și plus că aceste 130 de reprezentații s-au întâmplat paralel cu cele trei serii de ateliere care au avut loc de-a lungul anului 2017, paralel cu festivalul Puppets Occupy Street, cu lucrul la cele trei premiere și cu premierele respective și refacerea unui spectacol mai vechi din repertoriul teatrului nostru, adică și inclusiv deplasările și plecările, înseamnă timp fizic și pentru noi. Și cred că, și fiind și foarte puțini, de asta spun, eu știu că se poate face mai mult, știu că niciodată nu este suficient, știu ce putem să facem, știu ce potențial avem. Bine, tu ești perfecționistă în persoană. Nu, sunt doar perfecționistă. Da, dar e adevărat că nu aș pretinde nimănui, nici colegilor mei și nici altcuiva să nu, sau mai bine zis, să facă ce nu pot eu face. N-aș putea să pretind nimănui așa ceva. Dar de asta spun că nu ne-am atins maximum de potențial, pentru că știu ce se poate face. Încercăm în 2018, nu știu dacă o să reușim, dar noi ne propunem. Încercăm. O să întreb cum aveți voi rubrica pe site. Ce e nou? Ce e nou? Nou? Nici nu știu cum să încep. V-aș felicita și pentru site, pentru că mi-amintesc de site-ul pe care era odinioară, acela greoi de lucrat, și de site-ul pe care îl aveți la momentul actual, foarte interactiv și cu informația la îndemâna tuturor. Da, dar este meritul colegilor mei din biroul de PR. E o mână de fete acolo care face minuni și sunt foarte prompte în a posta pe site toate informațiile și tot ce apare nou, pentru că este cea mai uzuală formă de a accesa informația și cea mai rapidă. Și da,
Deci m-ai întrebat ce este nou, nici nu știu cu ce să încep. Cu faptul că încă sunt în desfășurare înscrierile pentru această serie de ateliere? Foarte important. Foarte important. Deci putem să începem Încă se așa. pot face înscrierile online, da? Doar online. Doar online, pentru că se întâmplă să mai avem vizite la teatru, la sediul teatrului, cu părinți sau bunici, sau, mă rog, un adult care vrea să-și înscrie un copil, dacă au mai rămas locuri, dacă s-a retras cineva. Nu se fac decât online înscrierile. Pe teatrucolibri.ro, da? Pot să găsească pe site, pot să găsească pe paginile de Facebook ale teatrului, dar atelierele au pagina lor de Facebook, așa că se pot duce curioși direct acolo. Și pot să descarce formularele, dar doar la ce a rămas, unde au rămas locuri, adică din 12 ateliere, ieri erau ocupate 10 total. Este foarte adevărat că există 1, 2, 3% șanse ca prin neplata taxei de 150 de lei pentru toată această serie sau prin retragere să rămână un loc vacant pe care noi îl anunțăm imediat pe site, pe cele două pagini de Facebook și se pot face înscrieri prin e-mail, dar respectând condițiile pe care oamenii pot să le citească. Nu are sens să pierdem timpul acum. Curioșii pot să citească toate aceste condiții. Și abia așteptăm să începem de pe 22 ianuarie. Începe iar teatrul să se însuflețească de râsetele și tropăielile copiilor. Ce rezultat a? Pentru că deja aceste ateliere le implementați de suficient timp cât să vedem și rezultatele. Cum sunt copiii la finalul atelierelor? Uite, chiar astăzi am avut o discuție cu o mămică venise să plătească taxa pentru atelierul la care se înscrisese fetița și fetița a crescut practic în teatru și în ateliere, că noi de când ne-am mutat aici din 2013, din toamna lui 2013 când am demarat prima serie de ateliere aici în sediu nou, a venit la toate. Deci a trecut prin diverse ateliere, dar n-a existat sesiune de ateliere să nu fie la cel puțin înscrisă la cel puțin un atelier. Și în afară de faptul că își dorește să devină actriță și o ține așa de ea ca se fac 5 ani, mama ei a spus că a văzut cum i s-a schimbat comportamentul în bine și a văzut o evoluție, atât din punct de vedere personal, cât și cultural. La copil. Și nu este singurul exemplu, dar a fost cel mai recent. Am văzut copii crescând la noi. Am văzut copii care au adus după ei alți prieteni, colegi, rude, frații, vecini și așa mai departe. Și părinți care tot așa au dus vorba, știi, ca o valurile care se fac în apă atunci când arunci cu o piatră. Cea mai bună tehnică de reclamă. Absolut și care este imbatabilă și străveche și e de când lumea. Și am văzut că această încrâncenare și această disperare de a-ți înscrie copilul la atelier nu este neapărat rezultatul unei mode, ci este rezultatelor pe care noi le avem cu copiii. Noi ne propunându-ne, am mai spus aici în emisiunea ta, dar cu permisiunea ta o să mai fac o dată pentru telespectatorii voștri. Noi nu urmărim să facem vedete, nu urmărim să creăm nume, nu urmărim. Ceea ce se promite în foarte multe festivaluri pentru copii și unde taxele sunt foarte mari de participare. Da, e foarte bine că există, e loc pentru toată lumea sub soare. Noi vrem doar să-i împrietenim pe copii cu poveștile, cu teatru de păpuși, să-i învățăm să fie generoși, să spună te rog, mulțumesc, să învețe să lucreze în echipă, să descopere lumea aceasta minunată a artei, tot ce înseamnă artă, nu numai teatru, pentru că noi folosim muzică, literatură, arte plastice, actorie, istorie, adică noi folosim câte un pic din fiecare. Suntem cumva complementari educației pe care o primesc copiii în familie și la grădini sau la școală. Și rezultatul nostru, de fapt, e rezultatul lor. Și de asta cred că vin. Sunt ateliere la care se ocupă locurile în 3 minute, în 7 minute. Am avut scandaluri imense cu părinții, cu copiii, cu bunicii, că cum, că ați făcut, că ați dres. Nu, pur și simplu pe 10 locuri și când sunt 40 de oameni care vor să se înscrie, dacă nu și mai mult, normal că se ocupă în câteva minute. Asta este. Poate că ar fi interesant dacă ați mări cumva seria acestor ateliere. Bine, aici bănuiesc că e o problemă cu personalul.
pe care îl aveți. E foarte adevărat că, repet, se întâmplă atelierele în același timp în care actorii și ceilalți colegi ai mei, că sunt de la PR sau mai au și altceva de făcut. Adică ei trebuie în primul rând să se ocupe de activitatea de bază pe care o are fiecare. Actorii au repetiții, s-a întâmplat să aibă dimineața, de exemplu, la 10 sau 10 jumătate spectacol, la 11 jumătate, 12 repetiție de o oră, două, după care după amiază atelier. Adică e mult. E mult și pentru ei. Și, repet, scopul nostru este prin aceste ateliere să aducem public către teatru, nu neapărat public plătitor, ci oameni cu deschidere, să fie deschiși în fața acestui fenomen care se numește teatru de păpuși și teatru pentru copii. Pentru că astfel putem să ducem mai departe toată această misiune pe care noi o avem, de educație culturală. Asta este rostul atelierelor până la urmă. Frumos spus, de educație culturală, că tot mai sunt câteva zile și vine Ziua Culturii Naționale. Da, și așteptăm la Ziua Culturii Naționale, deci pe 15 ianuarie, asta pică într-o zi de luni, taman bine, așa după ce s-a terminat și vacanța, îi așteptăm între orele 10 și 18 pe toți curioși și doritorii de a-și petrece această Zi a Culturii Naționale într-unul dintre micile bastioane culturale ale Craiovei, la Teatrul Colibri, să facem un tur al teatrului, să vadă ce este dincolo de spațiu unde spectatorii au acces, adică de foaier și de sala de spectacol, să vadă tehnica de scenă, să vadă locul unde sunt depozitate toate păpușile, decorurile, costumele, să vadă un teatru din interior, care sunt intestinele acestui teatru. Și cred că pe mulți îi putem incita. Și plus că îi mai așteptăm cu ceva surpriză, dar să-mi dai voie să nu le dezvălui decât celor care vin luni la... Așadar, luni, la Ziua Porților Deschise. Un fel, da, de Ziua Porților Deschise la Teatrul Colibri, între 10 și 18? Da, 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 da. Da, este un... Ne-am creat acest obicei ca de fiecare dată când sunt sărbători din acestea foarte mari, cum e, de exemplu, și Ziua Națională a României, am avut și de 1 iunie și cu astfel de prilejuri, să deschidem porțile teatrului și să îi conducem pe curioși să vadă ce este și cum este el alcătuit, teatrul. E nevoie de o înscriere în prealabil? Nu, 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 nu. Este tocmai foarte liber. Ne plimbăm cu oamenii prin teatru atunci când vin și le arătăm și noi ne urmăm programul nostru obișnuit, adică pot să ne surprindă la lucru. Pot să vadă ce se întâmplă în teatru într-o zi de luni. Dar acum, pentru cine are așteptări că o să vadă frenezie prin ateliere și pe scenă, și le spun să nu se aștepte neapărat la așa ceva, pentru că lunea în instituțiile de spectacol de obicei este relaș. Adică este ziua liberă, pentru că instituțiile de spectacol au spectacole la sfârșit de săptămână, au program la sfârșit de săptămână. Și tocmai vorbeam nu cu foarte mult timp în urmă cu câțiva dintre colegii mei că noi nu ne amintim realmente când am avut ultimul weekend liber, pentru că noi totdeauna în weekend suntem la teatru, sâmbăta și duminica obligatoriu și e posibil vinerea cel puțin o repetiție, dacă nu și un spectacol. Așadar, pentru noi weekendul înseamnă luni și poate marți pentru câțiva dintre colegii mei, dar în rest toate weekendurile pe care oamenii de regulă și le petrec în familie sau pleacă la munte, la mare, în excursii, pentru noi înseamnă teatru. Pentru angajații unui teatru, de fapt, teatru înseamnă viața lor, în mare parte. Sunt acolo și nu e ca în alte instituții unde se ține cont de program. Avem program de la 8 la 4, dacă s-a făcut 4 și 5, n-avem ce să mai căutăm. Da, nu, nu. Și plus că specificul instituțiilor de spectacol este cu un program de muncă inegal, pentru că nu este un secret pentru nimeni. În toate instituțiile de spectacol sunt perioade, cum noi le spunem, perioade moarte. În sensul că nu este atâta agitație cum este în festival sau în preajma unei premiere. Asta nu înseamnă că stăm sau că nu facem nimic. Slavă Domnului, numai de asta noi nu ne plângem. Dar sunt perioade un pic mai lejere în care putem să ne tragem sufletul și putem să ne ocupăm și de ceea ce înseamnă partea creativă. Pentru că tot mergând așa în avalanșa asta care nu se mai oprește și nu se mai oprește, îți inhibi un pic partea creativă pentru că nu mai ai timp să mai creezi,
să răsufli, să te gândești, să meditezi și să creezi. Ei, este nevoie de astfel de momente. Și sunt câteva perioade, niciodată aceleași, mai mici sau mai mari, de câteva zile sau de câteva săptămâni, în care, în afară de rutina aceasta a spectacolelor de weekend, ateliere și încă două, trei activități frecvente, nu pot să spun că debordăm de acțiune. Dar sunt și perioade în care se concentrează acțiunea cât pentru un an, cum este Festivalul Puppets Occupy Street, de exemplu, unde trăim într-o lună cât alții într-un an. O perioadă extrem de intensă pentru voi cei de la teatru. Da, și este. S-au văzut rezultatele. Craiovenii au rămas, craiovenii și nu numai. Da, și nu numai craiovenii, și ne bucură foarte tare faptul că acum suntem în plină perioadă de lucru, de exemplu, pentru festival, pentru că mai este foarte puțin, adică luna august este acum, pentru noi este imediat, am trecut în 2018, e august deja. Ne bucură foarte mult faptul că sunt mulți doritori, din ce în ce mai mulți artiști care vor să vină, dar din ce în ce mai mulți oameni care au auzit și vor să vină să vadă așa ce se întâmplă, ori în prima, ori în ultima zi când sunt cele două parade nemaipomenite, ori să prindă și parada și o zi, două de festival să vadă ce se întâmplă. Și ne întreabă de pe acum de program. Totuși nu am ajuns la această performanță să avem programul acum, ne-am dori, dar acest lucru depinde doar de crearea la nivel național a unui sistem de buget multianual. Nu poți să faci un program până nu ai bugetul. Și cum la noi bugetul se aprobă, că așa e în România, se aprobă la începutul unui an, pierdem. Noi pierdem foarte mult. Bine, nu numai noi, sunt foarte multe instituții de cultură care pierd din țară și instituții mari, importante, dar ăsta e sistemul deocamdată și atunci lucrăm doar așa. Turism cultural, cred că asta ar fi un lucru minunat să se întâmple și la noi. Da, și să știi că eu nu cred că suntem foarte departe, pentru că aici e vorba de... Aici ar trebui, din punctul meu de vedere, să existe o echipă în ceea ce privește nu numai autoritățile locale, asta înseamnă și primărie și Consiliul Județean, și instituțiile de cultură toate, că de spectacol sau nu. Și noi avem, slavă Domnului, în Craiova, pe lângă Teatrul Colibri, avem Teatrul Național Marin Sorescu, care avem ne face cinste, avem operă, filarmonică, avem biblioteca Aman, cu, da, în curând cu Muzeul Exilului, un lucru pe care ar trebui, exact, să ne mândrim cu el. Muzeul de artă, Muzeul Oltenie, adică sunt lucruri, parcul, iată, e și waterparkul, a pornit greu, dar există, îl ai, de ce să nu profiți de el? Sunt multe locuri în Craiova. Craiova care, din punctul acesta de vedere, este un oraș defavorizat, pentru că nu are ieșire la mare, nu e munte, nu e pe malul unui, nu știu ce râu, sau nu trece râul prin el. Bine, adică, pe de altă parte, poate că s-au pus un pic în umbră pe parcursul timpului, că așa nici Sibiu sau Clujul sau Iașu nu au aceste beneficii. E foarte adevărat să zicem că nu poți să faci turism în adevăratul sens al cuvântului, cum te duci la Brașov, de exemplu, și te dai cu schiurile și bei o cafea în Piața Sfatului sau un vin fiert, sau la Sibiu. Dar Sibiu a crescut foarte mult de când a crescut în același timp Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Și pe lângă el a mai adunat și multe, multe, multe alte festivaluri și alte evenimente artistice și culturale. Mă gândeam dacă asta n-ar fi șansa noastră, prin festivalul vostru, care, slavă Domnului, a mers minunat, să se creeze și la noi acest curent. Da, de asta spuneam, de această echipă, care nu ține doar de autorități și de instituțiile de cultură, ci ține și de infrastructura organizațională a agențiilor de turism. Pentru că dacă tu, ca agenție de turism, sau mă rog, cum sunt organizați, tu nu vii cu un pachet, da? Eu nu am de unde să știu nici cine este Craiova, nici ce se întâmplă acolo, nici unde se află, nu știu. Dar dacă poți să faci astfel de pachete în care să poți include ca o mică escală, să zicem, Craiova pentru două zile în timpul festivalului Puppets Occupy Street, pentru, nu știu, cineva care vrea să călătorească, nu știu, cu mașina, cu trenul, sau face escală pe aeroport, că avem aeroport, slavă Domnului, și din ce în ce mai vizitat și mai folosit,
nu prea are lumea de unde să știe ce se întâmplă și cred, din punctul meu de vedere, că trebuie o politică de publicitate și de marketing nu agresivă, dar foarte perseverentă și hotărâtă și din ce în ce mai insidioasă, așa știi, să se înfigă peste tot ca apa, să se strecoare peste tot. Pentru că, așa cum spuneam, slavă Domnului, avem cu ce. Da, avem cu ce. Avem cu ce și m-am uitat acum în vară la invitații noștri din festival, la artiștii care au venit și care, săracii, nu prea au avut timp, că așa e construit festivalul aici, se vine și se muncește. Dar au fost, de exemplu, din Brazilia și din Argentina, mi se pare, sper să nu mă înșel, care au avut o singură zi dimineața liberă, în perioada lor de ședere, n-au stat 8 zile, de asta spun că n-au avut timp, în care au vrut să vadă din Craiova și ne-au întrebat cam pe unde să mergem așa. Ați jucat în parc? Da. E, duceți-vă și vedeți parcul. Știți să ajungeți în parc? Mergeți și vedeți parcul. Au mers la muzee, la toate muzeele, la Muzeul de Artă și la cele 3 secții ale Muzeului Olteniei. Și au fost foarte încântați și foarte fascinați și le-a plăcut foarte mult. Deci, potențial există. Și sunt niște artiști obișnuiți ai planetei. Nu sunt nici nu știu ce vedete, dar nici n-ai ca nimeni. Deci da, potențial avem. Dar sunt oameni care pot să măsoare și să calibreze ceea ce înseamnă instituție de cultură și act de cultură. Sigur, pentru că ei sunt oameni care circulă peste tot, adică de la noi din festival au plecat, nu știu, undeva în Kazahstan, de acolo mai nu știu. Deci sunt oameni care circulă. Nu fac naveta doar între Craiova, Papețocu, Paistrit și localitatea lor de baștină. Nu, Doamne ferește, sunt oameni care sunt nomazi, păpușarii sunt nomazi de obicei. Și asta spun. Și din fericire mă bucur că cel puțin la nivel de primărie, conducerea primăriei a înțeles și vrea să investească foarte mult în dezvoltarea festivalului și pe parte de publicitate și de informație, pentru că este o oportunitate pentru Craiova. Una dintre cele foarte multe. Adică nu spun că este revelația Craiovei, dar este unul dintre momentele frumoase care poate să facă promovare pentru acest oraș și care poate să aducă oameni mulți să vadă ce se întâmplă, să cheltuie bani aici. Adică noi am cheltuit bani în centru vechi în timpul festivalului, s-au cheltuit bani care au rămas aici în Craiova. S-au cumpărat foarte multe suveniruri. Am văzut, m-am gândit, Doamne, ăștia pleacă cu avionul, ce lor pune? Dar, în fine, s-au descurcat. Au plecat cu foarte multe lucruri. Și așa, acum am început ușor, că am fost abia la a patra ediție, dar când o să fie festivalul la ediția a 10-a, când probabil o să fie chiar toată Craiova împânzită de păpuși și o să râdem, ha-ha-ha, 255 de evenimente, ce puține erau, pentru că a crescut. Așa o să crească, dar trebuie să avem puțină răbdare și să credem și să muncim și să fim perseverenți. Te gândeai în perioada de pregătire a primei ediții că va ajunge la amploarea aceasta? La prima ediție nu, dar de la a doua am început să mă gândesc, că la prima a fost ceva, mi-amintesc așa, fragmente, nici nu mi-amintesc foarte bine. Am fost foarte emoționată pentru că nu știam dacă va ieși și ce va ieși din ceea ce ne-am propus, pentru că n-am mers pe niciun fel de rețetă. Chiar dacă n-am inventat noi apa caldă și, de exemplu, în Avignon sau Edinburgh sau Charleville-Mézières există astfel de festivaluri și în alte locuri din lume, dar acestea au fost cumva etalon pentru mine. Totuși, acele festivaluri au tradiție, au bugete, au de unde să pornească. Ori noi am plecat aproape de la nimic. Aproape de la nimic, într-un oraș în care nu se întâmplase niciodată așa ceva. Și cu un teatru care până nu de mult juca cu un an în urmă. Cu un an în urmă. Da, că aproape niciun an. Că noi ne-am mutat în octombrie 2013 și festivalul a fost în august 2014. Da, mă gândesc, domnule, succesul acestui festival, cum a reușit să ridice din nou speranța și entuziasmul în rândul angajaților teatrului, care nu pot să cred că până la acel moment, având în vedere condițiile, nu le scăzuse destul de mult chiar și stima pentru actul artistic pe care îl făceau. Și încrederea în ei înșiși. Fericirea lor a fost mai mare în momentul în care au avut un sediu.
După care lucrurile au început să decurgă normal. Uh-huh. E normal dacă ai un sediu să ai și spectatori, să ai și premiere, să ai și oameni care vin, să ai și prieteni, să ai... Deci e normal. Acesta a fost momentul de cotitură și momentul propice și asta a fost norocul nostru. Adică chiar la un moment dat nu s-au mai putut ocoli unele pe altele și astrele s-au aliniat și... Dar da, festivalul înseamnă foarte mult, atât pentru prestigiul teatrului, cât și pentru prestigiul Craiovei. Și mă uit la alte festivaluri din țară, organizate de teatre similare nouă, care ne imită, e copy-paste. Adică, dar cred că asta vă bucură. E, până la un punct, după care nu te mai bucură. Ei, niciodată copia nu a fost mai bună ca originalul. Da, nu te mai bucură pentru că, da, noi avem o vorbă, nu puteți voi fura cât putem noi crea. Da, în fine, nu știu cât ne liniștește, dar pe moment ne face bine, ne răcorim. Ne poți divulga ceva din surprizele pe care ni le pregătiți pentru luna august? Nu e prea departe luna august. E, o să fie puțin diferit. O să fie puțin diferit, deși păstrăm structura festivalului, pentru că e o structură bună. Și ce e bun, n-are sens să schimbi. Tot așa, vor fi spectacole, calupuri de spectacole în fiecare zi în cartierele Craiovei și în alte zone, în părculețe, în scoaruri, cum a fost în fiecare an. La unele vom renunța, dar vom adăuga altele noi, cum am făcut și până acum. La parade vom schimba ceva, dar te rog să mă lași, te rog să-mi dai voie să mizez pe elementul surpriză, cum am făcut-o în fiecare an. Și am văzut că lumea vine din ce în ce mai mult și am avut emoții în 2017 pentru că din cauza reparațiilor pe Aicuza am fost nevoit să schimbăm traseul paradei. Ne-a speriat un pic lucrul acesta la început și am zis acum ce-o fi, o fi. Asta e, cu Dumnezeu înainte. Și când ne uitam în urmă și vedeam că nu se mai termină lumea și că rămân tot blocate intersecțiile și nu se mai termină, înseamnă că lumea vine după noi. Vine după noi și știe și abia așteaptă paradele. Dar vor fi, cum să spun, schimbări în bine. Vor fi îmbunătățite paradele și sper să fie pe placul craiovenilor. Încercăm să aducem artiști noi, dar să păstrăm și din artiștii care ne-au bucurat până acum în fiecare ediție. Nu este un festival competitiv, nu are unul dintre criterii, să spunem, nu ar fi unicitatea unei prezențe la o ediție de festival. Festivalul este creat strict pentru comunitate, nu este un festival care vrea să se înscrie în nu știu ce organizații și în ce rețele de festivaluri. Este un festival al craiovenilor. Nu ne dorim premii pentru acest festival, nu ne dorim recunoaștere intergalactică pentru acest festival. Este un festival unde noi așteptăm să vină și să se bucure craiovenii. Este singurul scop. Și la rândul lor, să-i cheme și pe alții și să Craiova în săptămâna aia să fie aproape neîncăpătoare pentru turiști, pentru curioși, pentru oamenii. Recunoașterea a venit și mi-aduc aminte de o discuție anterioară festivalului din luna august 2017 în care spuneai de numărul mare de artiști care vor să participe la festival și de acea grea sarcină de a respinge pe unii dintre ei. Da, și îmi dau seama că eram naivă anul trecut, să vezi ce ne așteaptă anul ăsta, că deja curg mail-urile și aplicațiile și va fi și mai greu decât anul trecut. Va fi și mai greu decât anul trecut. Dar, repet, acest lucru nu poate decât să ne bucure, pentru că și artiștii la rândul lor, uite, de exemplu, anul trecut n-a putut să participe unul dintre artiștii pe care noi i-am îndrăgit foarte mult, dar, în schimb, ne-a trimis foarte multe contacte ale prietenilor și colegilor lui din alte țări. Să invităm, pentru că el a făcut lobby pentru festivalul nostru, ceea ce mi se pare un lucru mai mult decât frumos și încurajator pentru noi. Anul trecut, ca eveniment așa de afișă, spune, au fost spectacolele cu Marcel Iureș, mult îndrăgite de craioveni. Da, e adevărat. O să le reluăm și anul acesta. Nu pot să spun deocamdată când, pentru că are și foarte mult de lucru. Am vorbit recent cu el la telefon. Practic, Marcel Iureș deja e al Teatrului Colibri. Da, păi e acasă, adică și spune, dar am jucat Furtuna
la festivaluri, am jucat-o la Timișoara, la Arad, la Alba Iulia, la București. Dar noi acasă când o mai jucăm? Și atunci ce poți să mai zici? Da, am vorbit, vom relua Furtuna și anul acesta, dar nu pot deocamdată să spun când, pentru că depindem foarte mult de programul lui. Iar el lucrează acum la Teatru Act într-un nou spectacol, pentru un nou spectacol, și o să ținem legătura, o să fim aproape să vedem când vom reprograma și Furtuna, dar până atunci, după cum bine știi, în decembrie am reluat stagiunea Teatrului Act pe scena Teatrului Colibri, de data aceasta sub numele de Colibri Actul 2, pentru că e a doua stagiune, și am deschis-o, nu se putea altfel decât cu Marcel Iureș și în N-ai tu treabă, după Dănilă Prepeleac. Urmează acum în ianuarie, pe 25 ianuarie, o intervenție și aici vreau să neapărat să precizez acest lucru, se joacă cu Ana Ularu. Pentru cine nu știe cine este Ana Ularu, în afară de faptul că poate să caute pe Google sau pe Wikipedia, este unul dintre cele mai importante nume ale actoriei românești, de teatru și de film, la ora actuală. A jucat și joacă în filme importante la nivel internațional. Puteți să o vedeți și în seriale la televizor, pe diverse posturi care difuzează seriale din acestea, și polițiste și alt soi de seriale. Și cred că este altceva să o vezi în carne și oase într-un spectacol care nu este un spectacol ușor, este un spectacol ca o intervenție chirurgicală. Nu este recomandat copiilor sau persoanelor sub 16 ani acest spectacol. Va fi joi, pe 25 ianuarie, la ora 19, ca și spectacolul care urmează în luna februarie, Langs. Nici acesta nu este un spectacol comod. E un spectacol de la care pleci cu întrebări, de la care pleci cu dileme, dar pleci plin. Este așa ca o cură de ozon și de aer proaspăt pentru suflet. Și din martie, aprilie, mai continuăm cu spectacolele Teatrului Act și probabil că și din toamnă. Îmi amintesc că acum câțiva ani în urmă, când îmi apăsai tu că Teatrul Colibri nu este un teatru doar pentru copii. Da. Și ne ținem de cuvânt. Uite, și nici cu Furtuna n-am dat greș. Este pentru toate vârstele. Furtuna, cum sunt și alte spectacole. E greu să schimbi într-un an, 2, 3, 5 percepția și mentalul colectiv. Este foarte greu. Nici nu ne-am propus să facem minuni peste noapte. Dar repet acest cuvânt în care eu cred foarte mult. Perseverența. Perseverența și încrederea în ceea ce faci. Și credința că ceea ce faci este bine. Pentru că normal, nu o să fie toată lumea de acord cu tine. N-ai cum. Unanimitatea absolută este dictatură. Nu este bine. Dar atunci când vezi că majoritatea vine spre tine și majoritatea îți dă girul pentru ceea ce faci, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Totdeauna vor exista contestatari, totdeauna vor exista nemulțumiți, totdeauna vor exista cârcotași. E normal să fie așa. Nu suntem toți la fel. Și mai ales în materie de artă, avem gusturi diferite. Dar și în ceea ce facem acum. Și faptul că noi nu am pus pe niciun afiș al producțiilor noastre limită de vârstă. Punem pe spectacolele invitate de la Teatru Act, da. Pentru că sunt spectacole strict pentru oameni mari. Teatru Act este un teatru pentru oameni mari. Dar pentru spectacolele noastre nu o să vedeți niciodată limită de vârstă, nici minimă, nici maximă. Ați mai reușit un lucru foarte bună, îmi spune eu, să mențineți destul de jos tarifele la teatru. Sumele sunt insignifiante. Aceleași. Și nu am mărit prețurile și nu le vom mări în curând. Și în ciuda acestor tarife, ia ca noi ne depășirăm planul. Nu ne-am propus să-l depășim sub nicio formă, dar așa ne-a ieșit. Pentru că, repet ce spuneam la începutul întâlnirii noastre, noi suntem susținuți de comunitate. Banii din care noi facem producții, cu care suntem plătiți, cu care ne plătim utilitățile și colaboratorii și producțiile și absolut tot, și mersul bun al instituției, sunt banii craiovenilor.
Și atunci, biletele nu trebuie să fie exorbitante, nu trebuie să fie inaccesibile într-un oraș în care nivelul de trai nu este încă foarte departe acolo unde ne-am dorit noi și unde sper din tot sufletul să ajungem. Biletul la teatru este, de fapt, simbolic, pentru că noi trebuie să plătim actul de cultură. Accesul gratuit este cel mai nociv lucru care se poate întâmpla la un act artistic, din punctul meu de vedere, dar biletul simbolic, care înseamnă 5 lei pentru grupuri organizate și 7 lei și 10 lei pentru spectacolele noastre de weekend și cel mai scump bilet pe care noi l-avem tipărit și înregistrat la administrația financiară este de 20 de lei, uriașa sumă de 20 de lei, și cu 20 de lei puteți să vedeți spectacole teatrului ACT și pe Marcel Iureș. Dacă vi se pare mult, asta este. Noi nu mai scădem de aici. Suma este extrem de mică, dacă da, ne uităm la... Am fost ironică. Nu. Adică multă lume ne spune de ce nu măriți tariful. Pentru că tu îți permiți. Altcineva își permite. Dar sunt mulți oameni care nu își permit. Și atunci, noi fiind instituție subvenționată, din banii craiovenilor, sunt craioveni care nu își permit să dea mai mult de 20 sau de 30 de lei la un spectacol. Și atunci este dreptul lor să intre la acel spectacol. Și este obligația mea, ca instituție, să-i facilitez accesul la un preț rezonabil. Nici să nu vină cu bilete de favoare, care mi se par umilitoare pentru aceste prețuri, deci umilitoare, nici să stea la ușa teatrului tânjind și regretând că nu are bani de bilet. Care este categoria de oameni care vine la teatru? Pentru că vorbeam de cultură și de lucrurile acestea și de multe ori auzim că nu mai suntem așa preocupați de actele culturale. Nu, e adevărat. Publicul este eterogen. Adică sunt oameni din toate categoriile sociale și profesionale și financiare și cum vrei tu. Dar, uite, spre bucuria noastră, să știi că cred că aproape un an, vin la teatru din Olt foarte mulți. Deci în fiecare sâmbătă și în fiecare duminică nu sunt aceiași, dar vin din Olt, din Caracal, din Slatina, din alte localități ale județului Olt, vin oameni la teatru. Vine cineva cu mașină și se cuplează și mai ia... Vine un adult cu 3-4 copii. Copiii cartierului și îi aduce la teatru. Ceea ce mie mi se pare mai mult decât înduioșător și încurajator în același timp. Sunt oameni care vin, n-au treabă, vin la teatru. Adică au reflexe. Sâmbăta la ora 6 să vină la teatru, duminica la ora 11 să vină la teatru. Sunt oameni care, e foarte adevărat, și cu profesii nobile, n-au călcat în viața lor. Și care au copii de vârsta teatrului. Și e trist. Îi vitregesc cumva pe acei copii de... Da, este de foarte adevărat. Și educative, dar și recreative. Eu cred foarte mult în libertatea de a alege și a gustului și a preferințelor culturale. Dar cred că la vârstele foarte mici este obligatoriu să-ți duci copilul peste tot. Și la un spectacol de teatru obișnuit, și la un spectacol de teatru de păpuși, și la un concert potrivit vârstei lui, la un concert de muzică potrivit și accesibil vârstei lui, la muzee, la bibliotecă, peste tot, în zona sportivă, peste tot. Pentru că acelui copil, dacă nu-i arăți, el nu știe ce-i place. Dacă tu nu-i deschizi fereastra, nu știe cum e să tragi aer în piept. Sau, nu știu, dacă nu tragi jaluzelele, nu știe cum arată soarele. Arată-i și apoi el hotărăște și o să spună, mie nu-mi place la teatru de păpuși. Și avem astfel de cazuri. Sunt absolut de acord, nu trebuie să ne placă tuturor. Sunt alții care vor să vină la teatru și nu pot să-i convingă părinții să meargă, de exemplu, la sport, la sala polivalentă, la un meci de handbal sau pe stadion la un meci de fotbal. Nu, sunt împotriva sportului total. Cum sunt invers, vor la stadion și nu vor la teatru. Nu sunt de acuzat și de incriminat, după ce știu, dar lasă-i să aleagă. Lasă-i întâi să aleagă. Și după aceea, unde vor ei, acolo se duc. Exact. Să cunoască, prezintele, opțiunile, da. Și mai apoi, da. Apropo de faptul că de multe ori îi obligăm, îi forțăm cumva pe copii în ambiția noastră sau în frustrarea noastră, nu știu, să facă balet, să cânte la nu știu ce instrument, și așa mai departe. Poate că
E doar dorința noastră, ne-am fi dorit noi. Frustrările noastre pe care vrem să le împlinim prin copii și, până la urmă, copiii să devină instrumentul nostru de prelungire a vieții și de nemurire. Nu există așa ceva și nenorocim copiii, proprii copii ne nenorocim. Și asta, eu nu mai cred asta cu aceste lamentații, nu am timp cu copilul. Asta nu cred. Deci eu acest lucru nu-l cred și dacă se întâmplă cu adevărat să nu ai timp pentru copilul tău, este foarte, foarte grav, foarte grav. Du-te la cinema cu el, nu veni la teatru, du-te la cinema cu el, dar arată înainte și cum este teatru. A, ai ghinionul să vii la un spectacol care nu-ți place. Și teatru totuși este una dintre artele de stare, în sensul că nu poți să te duci în orice stare la teatru. Filmul poți să-l vezi, la fel. Spectacolul de teatru este irepetabil, chiar dacă e aceeași reprezentație. Și emoția se simte altfel. E, dacă există acest ghinion să nu-ți placă spectacolul, că ori n-ai venit în starea respectivă de a primi, ori nu s-a întâmplat acel flux de energie despre care tot vorbesc, sală, scenă, scenă, sală, da, nu o să-ți mai dorești să vii la teatru și o să te duci doar la cinema sau... Dar du-te! Dar du-te! Asta e. Ce ne pregătiți în perioada imediat următoare la Colibri, sâmbătă și duminică? Știu că avem spectacole. Începem, ne-am pregătit, suntem acolo așa în febra pregătirilor, să fie tot în regulă. Sâmbătă de la ora 18 începem cu povestea de a capra cu treiezi, o poveste cu care am crescut și noi și părinții noștri și bunicii noștri. Dar care parcă e altfel la teatru de păpuși decât cum ne aminteam așa povestită din copilărie. Totdeauna la teatru de păpuși poveștile sunt altfel. Iar duminică de la ora 11 Gogoașa și Năzdrăvanu Petrișor, după povești rusești, dacă primul spectacol de A Capra cu Treiezi este o idee și o creație, să zicem, a Iuliei Cârstea, colega noastră de la teatru, Gogoașa și Năzdrăvanu Petrișor aparține Alei Cebotari și are ca partener de scenă pe Emanuel Popescu și pe Daniel Mira. Muzica pentru Gogoașa și Năzdrăvanu Petrișor este compusă de Alin Macovei Moraru, pe care noi îl tot avem ca prieten și ne compunem muzică foarte frumoasă, Dr. Maco, cum îl știe probabil multă lume. Scenografia este semnată de Iulia Goanță, iar pentru De-a Capra cu Treiezi muzica este semnată pentru că este un fel de remix al unui spectacol mai vechi al nostru, dar de fapt mixat pe aceeași poveste. Muzica, spuneam, aparține lui Alexandru Iosub, iar păpușile sunt și concepția scenografică în mare este meritul lui Eustațiu Gregorian, unul dintre stâlpii, să zicem, teatrului de păpuși craiovean și care a însemnat foarte mult pentru teatrul românesc și pentru cel internațional. A pus cumva România și Craiova pe harta teatrelor importante. Așadar, începem cu două spectacole bijuterii ale noastre, care sunt jucăușe muzicale, vesele, colorate, unde și părinții se pot distra alături de copii. Pe 20 ianuarie Rățușca cea urâtă, pe 21 Punguța cu doi bani, pe 27 ianuarie Ursul păcălit de vulpe, pe 28 ianuarie Prietenii motanului încălțat. Numai povești frumoase! Numai povești frumoase, pentru că lumea nu se satură de povești. Nu se satură de povești și aici este una dintre, și pot să-ți mărturisesc acest lucru, este una dintre neîmplinirile mele, pentru că încă n-am găsit cheia, cum să fac să aducem titluri care nu spun nimic, povești care nu sunt, adică, nu știu, titluri povești care nu spun nimic. Povești mai puțin cunoscută. Da, sau da? În premieră absolută. Și care să aibă... Să declanșeze aceeași curiozitate și același flux de spectatori. Oamenii de regulă vin la titlu, noi așa spunem, vin la titlu. Deci au auzit de Punguța cu doi bani, toată lumea năvălește, sau Capra cu trei, sau Motanul încălțat, sau tot ce ai spus pentru luna ianuarie. Oamenii năvălesc la ceea ce știu. Le dă acest confort. Pentru că știu la ce să se aștepte. Cunosc povestea. E, în fața necunoscutului sunt mai reticenți. Sau mai curioși. Nu, până acum sunt reticenți, pentru că noi am mai avut încercări de felul acesta.
Repet, perseverența. Nu ne lăsăm. Dar... Sunt convinsă că asta va fi încă o surpriză pentru 2018. Am ai încredere ghicit, în tine. Ai ghicit și... Ești, da, ne știm de atâta timp și știi, mă cunoști. Da, așa este. Da, vor fi câteva surprize. Dar, bine, după cum am și anunțat, cele două spectacole pe care noi neapărat trebuie să le facem, ne-am propus să le facem, este un Gulliver tot amânat, pentru că, a venit furtuna cu Marcel Iureș peste noi și am zis mai bine furtuna acum decât Gulliver. Și asta mi-asum toate aceste amânări. Și un spectacol la care eu mă gândesc de foarte, foarte mulți ani, după Chirițele lui Vasile Alexandri, care mi se pare un titlu foarte potrivit și foarte ofertant și pentru trupă, pentru trupa noastră, dar și pentru repertoriu. Și cred că o să fie un spectacol reușit. Sper, îmi doresc. Dar am trăit și am vedea. Mă uitam ce mai aveți pe repertoriu stagiunii 2017-2018, Vrăjitorul din Oz, Rățușca cea urâtă, Zorro, Bună dimineața, noapte bună, Poveste despre Hansel și Gretel, Povestea da. Celor trei purceluși. Foarte multe spectacole, Adriana. Da, nu sunt multe, nu este greu pentru artiști? Pentru că, iată, într-o lună nu se repetă niciun spectacol. Nu, nici nu e voie. Și noi nu prea le repetăm două luni, pentru că trebuie să mai lași timp până să le... să programezi și să reinstaurezi starea aia de așteptare. Sunt multe, e foarte adevărat, dar să nu uităm că noi suntem teatru de repertoriu. Și într-un teatru ce înseamnă de repertoriu... asta pentru noi care suntem mai puțin instruiți în ale teatrului? Un teatru de repertoriu înseamnă că are trupă stabilă de artiști în primul rând și un număr de titluri pe care le joacă pe parcursul mai multor stagiuni. 2, 3, 7, 10, depinde cât durează titlul și cât este cerut de spectatori. Asta înseamnă teatru de repertoriu. Pentru că sunt, de exemplu, teatrele de proiecte care nu au trupă stabilă. Deci au doar, cum să spun, conducere. Și atât. Echipă, eventual o echipă tehnică. Dar o echipă de management și echipă tehnică. Uh-huh. Și în rest, pentru fiecare proiect au artiști. Și spectacolul acela se joacă până se epuizează, dar se joacă la foc automat. Se joacă 3 luni de zile sau un număr de reprezentații. Da? Se joacă, nu știu, are programat 40 de reprezentații, după care gata. Când amortizează costurile și ies pe profit. Bine, poate să fie o cădere și atunci e pierdere, dar na, ai nartă ca și în fotbal. Și asta înseamnă teatru de proiecte. În schimb, teatru de repertoriu, repet, are trupă stabilă și are un număr clar de titluri pe care le tot rodează și le tot rulează. Și da, e nevoie de titluri multe și eu consider că nu avem destule, ar mai trebui. Și sunt convinsă că veți mai aduce și altele noi, dar acum te știu și trebuie. Cum vă știm ca echipă da, la Teatrul trebuie. Colibri. Îți mulțumesc și mult succes în 2018. Și eu vă mulțumesc vouă și întotdeauna vă așteptăm cu cel mai mare drag la teatru. Toate cele bune vă doresc și dumneavoastră. La revedere! We'll be right back.